Dacă CSMD, Vajiul, Petroșani și Aurul Bradeș doresc în viitorul sezon fotbalistic să-și păstreze locurile din Liga a treia, CS Hunedoara își propune promovarea în eșalonul superior. Anunțul a fost făcut astăzi într-o conferință de presă de către Dan Bobăuțanu, primarul Hunedoarei, municipalitatea fiind cea care finanțează echipa de fotbal. Dan Bobăuțanu a mai anunțat că se urmărește și recuperarea tradiționalului brand Corvinul, dar și că procedurile pentru construirea unui nou stadion la Hunedoara avansează. Situații care au făcut posibilă intenția de promovare în Liga Secundă în cel mult 2 ani. Se numește Club Sportiv Hunedoara deocamdată, până vom reuși preluarea numelui de legendă Corvinul Hunedoara. Am promovat în Liga 3-a, avem deja un centru de copii și juniori foarte puternic, inclusiv un parteneriat cu Farul Constanța, cum se numește acum, și școala de fotbal Gheorghe Hagi. Pasul următor pe care dorim să-l facem începând de acest moment este accederea în Liga Secundă. Suntem pe punctul de a anunța cine este câștigătorul licitației pentru studiul de fezabilitate al noului stadion și în aceste condiții încercăm și noi să anticipăm cumva construcția noului stadion prin prezența într-o ligă superioară. Pentru promovare s-a încheiat un parteneriat cu o firmă de impresariat reprezentată de doi foști corviniști, Bogdan Apostu și Decebal Gheară. Prin intermediul acestora a fost adus și un nou antrenor, Florin Maxim, și el fost jucător al Corvinului, care de curând a reușit promovarea în eșalonul secund cu Viitorul Schellimber. Cu aceeași ocazie fiind prezentat și primul transfer, atacantul Sergiu Arnăutu, acesta evoluând în sezonul precedent la divizionarele secunde Petro Ploiești și Concordia Chiajna. De asemenea, la club a revenit și fostul mare jucător și antrenor al Corvinului, Remus Vlad, care este de astăzi consilier al primarului Dan Bobăuțanu pe probleme de sport și totodată reprezentant al municipalității, pe lângă ex-internaționalul Ioan Andone, în Consiliul de Administrație de la CS Hunedoara.